Bună seara, stimați spectatori! Acum 17 ani, în 2007, când am dat un examen la un doctorat pe care până la urmă nu l-am făcut, am întâlnit un tânăr ce avea o teză ce presupunea influența internetului asupra campaniilor electorale. Atunci, în 2007, în lume, doar în Coreea, internetul fusese decisiv într-o campanie electorală. Între timp, a ajuns o felie a campaniei ce nu poate fi ignorată de către nimeni. Acel tânăr, între timp, nu mai este chiar așa de tânăr, se cheamă Mihnea Dumitru. Bine ai revenit, Mihnea! Bine, te regăsesc și la această vârstă. Nu am intrat atunci la doctorat, dar am rămas cu un prieten cu care încă sunt după 17 ani. Mihnea, hai să facem o poveste despre ce înseamnă internetul în alegerile românești și cât de important este astăzi. De unde să încep? Păi începe de atunci când se făcea o adresă de e-mail pe care nu știai să... Da. Când te vrăjeai pe Mirc și altele. Da, ne ducem departe. Nu. În primul rând, cred că Traian Băsescu a fost printre primii care a avut o pagină de campanie. Pentru 2004 sau 2009? Cred că 2004. Ideea este că era pur și simplu o pagină de internet, adică nu discutam despre profile de Facebook, profiluri de Facebook sau ceva. Și da, rețele sociale. Primul blog de politician, din câte țin eu minte, a fost făcut de către un domn, lui Adrian Năstase, sau al lui Ion Iliescu, pardon, și după care a fost făcut și lui Adrian Năstase. După care a devenit o modă, pornind de la acest lucru, și mulți și-au făcut, și noi în consultanță încercam să-i convingem. Adică era cel mai nou lucru de pe lume. Domne, uite, am un băiat, face-l, ține-l blogul sau face-l diferite chestii. Și noi ne duceam, vorbeam cu oamenii și le făceam lor bloguri, site-uri. Ei nu prea înțelegeau care era diferența între cele două. Mă rog, pentru ei era o chestie neașteptată să poată să scrie undeva fără, neapărat fără cenzură, dar fără controlul presei sau fără cineva care să pună întrebări neplăcute. Acum, evident, în cazul unor oameni de stat sau unor funcții mai înalte, acolo nu era înțepunea problema doar de asta, ci pur și simplu de faptul că el voia să comunice politic cât mai amplu, cât mai pe larg, și, bineînțeles, niciun ziar sau nicio sursă de mass media generale nu le permite acest lucru. Atât de larg cât puteai pe blogul problema. Puteai să scrii și o carte dacă voiai, adică nu era nicio problemă. Chiar mulți au publicat după aceea cărți din postările de Facebook. Putem spune de blog. Prima oară a fost decisiv internetul în campaniile românești în 2014? Când s-a făcut acel val antiponta pe prezența de la vot din diaspora? Și... Să o iau un pic istoric. Deci în 2007-2009 au început să apară conturi de Facebook. 2008-2009 au început să apară conturi mai pe larg de Facebook. Abia în 2012 au început să conteze puțin mai mult. Deja în 2016 erau în plină vervă și contau. Între timp se maximiza potențialul de popularitate prin ele. Adică, într-adevăr, și având în vedere inclusiv diaspora și acolo unde accesul era poate nu neapărat mai puternic la internet, dar existau oameni care vreau să țină legătură cu țara, într-adevăr, rețelele sociale primau. S-a ajuns de acolo într-un punct în care mai degrabă comunicarea politică se duce exclusiv pe Facebook, cu mici rămășițe în presă sau eventual, în mod evident, în mediul video, în mediul televizat. Cum suntem noi de altfel? Bună ziua! Bun, deci practic putem spune că România este în trendul cu restul lumii? Am fost destul de înaintați. Ne lăudăm că suntem, că am avut într-un timp cele mai rapide rețele. Am fost... Da, încă sunt printre primele. Am avut, deci am urcat odată cu toată lumea și am scăzut odată cu toată lumea, mai ales în siajul conflictului, în siajul scandalului, și aici îmi cer scuze dacă nu mai țin minte că era Oxford sau Cambridge Analytica. În sensul în care Facebook-ul nu avea produsele Meta nu aveau control asupra felului în care datele lor erau folosite.
Și atunci tu puteai să intri și să vezi un orice om ce preferințe avea în funcție de datele lui personale pe care, la care aveai acces. Adică nu puteai să deduci cu cine votează, cel puțin în SUA, în baza educației, obiceiurilor de cumpărături, intereselor date like-uri și așa mai departe. Și băieții făcuseră o platformă în care tu, dacă îți băgai contul de Facebook sau de Twitter, îți spune automat totul până la religie. Și țin minte că am fost printre, să zic, victimele întregii povești. Mi s-a părut o chestie fantastică. Ei atunci apăreau să fie ceva, nu știu, mandatați de către universitatea respectivă. O poveste foarte, foarte bună în spate. Și m-au, în ciuda faptului că era făcut pentru o audiență americană, pe mine, ca român, m-au găsit perfect. Deci, mergeau, și o spun cu toată certitudinea, mergeau inclusiv la până la preferințele sexuale. Dacă erai heterosexual sau altceva. Deci, pur și simplu, băieții găsiseră o soluție, găsiseră o mină de aur, pe care au folosit-o în campanii cu foarte mare efect. Prima dintre ele... Practic, dând, în funcție de ce preferințe are fiecare candidat, dând mesajul țintit... Da, este ceva care după aceea s-a numit... Mă rog, asta nu e neapărat microtargetare. Există și ideea de microtargetare. Ce vreau să spun este că prima campanie la care s-a folosit treaba asta angro puternic a fost pentru Brexit. Deci, alții care știau să folosească aceste informații, pentru că erau la liber, ăștia doar cei de la Oxford sau Cambridge Analytica doar le concentrau pentru o piață vestică. Dar alții, cum ar fi, de exemplu, în cazul Brexitului rușii, le-au folosit tocmai ca să dezbine, să sperie lumea, să facă să vină la vot împotriva Uniunii Europene și așa mai departe. Microtargetarea presupune să iei o parte din aceste... Mă rog, totul s-a închis, s-a devenit mult mai opac, nu mai ai acces la informațiile astea pe Facebook. În același timp poți să urmărești unde dă omul like-uri, să te duci? Nu, numai. Deci poți, nu, ok, poți să vezi dacă ai o pagină, să vezi din unde cine ți-a dat like-uri, în sensul în care Facebook îți dă o sumă de informații, vârstă, educație, ce vrei tu. Dar alea doar dacă sunt publice. Înainte era public tot. Public, sau mă rog, aveai acces la ele tot. Ce poți face, în schimb, este poți să faci o microtargetare. O microtargetare înseamnă pe mine, eu nu vreau să fac reclamă în toată România, da? Eu vreau să fac o reclamă doar, nu știu, în Sălaj. Și da. La oamenii între 30 și 49 de ani. 49 de ani, cărora le place sau care sunt doar de liceu, cu liceul terminat din nou, deci doar cei care pun public așa ceva, și care preferă, nu știu, dau like-uri la Canal 33. Moment în care, pentru toți cei, nu știu câți ori fi, 10.000 de oameni... Din Sălaj, atâți avem. Încercați să fiți drăguți, dar desigur, sunt sigur că în Sălaj se ascultă și se urmărește Canal 33 într-un mod absolut vârtos. Acei oameni erau microtargetați și doar ei. De câte ori își deschideau Facebook, în momentul în care scrollau, la un moment dat vedeau o reclamă pe care tu o voiai să o ai. Și într-un perioadă de campanie, mai ales cum este acum, în care mai degrabă primează mesajele negative, vedeai lucruri despre oamenii, tu știind cu cine o să voteze acei oameni în funcție de profilul lor, cum să zic, social, psihologic, cum vrei să-i spui, social mai degrabă, dădeai mesaje împotriva candidatului pe care știe că el îl preferau și ei nu mai mergeau la vot. În momentul în care putem spune că în anul 2014 acel val, că de fapt a fost un val anti-Ponta, a fost creat și de niște oameni deștepți care au știut pe ce pedale să apese, că de fapt din online s-au dus oamenii. A fost un moment extrem de emoțional în momentul. Deci rețelele sociale, și din nou folosesc acest termen Facebook pentru că la noi este primează, dar de principiu rețelele sociale în general maximizează ceea ce există deja. Dacă în România, în societatea noastră, suntem cu toții pentru, nu știu, repararea Arcului de Triumf, apropo de logo-ul emisiunii, și faci o postare despre acel Arc de Triumf, respectivele reacții vor fi preferate de către algoritm pentru că știe că sunt niște subiecte, care, adică e un subiect care este de interes și atunci te propulsează în public, deci, mai sus decât cineva care vorbește despre creșterea turșilor de pădure. Despre obelisc, ar putea să nu fi urcat. Dacă vorbești despre Arc de Triumf, da, Facebook știind că această care potențialul de viralizare, de ducere mai multă? Algoritmul e destul de deștept încât să știe, eu văd că 1.000 de oameni vorbesc toți despre Victor Ponta, da? Drept pentru care Victor Ponta este un hot topic, este un subiect de interes. Drept pentru care în momentul în care și tu te alături, și conținutul tău să fie urcat mai sus. Că de acolo s-a ajuns unde s-a ajuns, da, a contat
au fost partide care s-au născut pe Facebook și sunt partide care vor muri pe Facebook pentru că nu au reușit să iasă de acolo. Adică, mai degrabă, în momentul în care vorbim de rețele sociale în România, ne referim în general la oamenii cu acces la internet. Care acum sunt aproape toți. Acum sunt aproape toți, dar aici depinde. Multă lume, de exemplu, dacă vorbești cu un tânăr de sub 30 de ani, el nu intră pe Facebook. El are cont de Facebook, i s-a creat în momentul, sau probabil are un cont de Facebook Google, când și-a făcut Instagram, dar Instagramul nu este Facebook. Adică el are cont de Instagram aproape sigur și la fel de sigur, cel mai probabil are cont de TikTok. Dar nu are, contul de Facebook nu stă pe el. Tu poți să-l blestem cu reclame cât vrei tu, nu contează. Avem cazul din 2020, în care practic mulți dintre noi, deși stăteam pe internet, auzisem tangențial despre aur și totuși George Simion, targetându-și foarte bine votanții, da, ne-a surprins de la alegerile locale până la alegerile parlamentare, da, cu un scor de 10%. Algoritmul preferă... Acolo ce s-a întâmplat? Îți spun foarte simplu. Ceva care m-a surprins și pe mine, pentru că nefiind membru pe foarte multe grupuri, nu eram atent. Acele grupuri știau despre el. S-au dus... Acele grupuri erau create de el, mă rog, de el. De create și întreținute. Și... În momentul în care încarci Facebook-ul pe telefon, o să vezi una dintre cele mai noi postări, o reclamă sau două și prima postare pe un grup. Tu ai... Dacă ai acces la 1000 de grupuri sau... Și mulți români sunt membri pe grupuri, pentru că fiind așa cum suntem noi, dezminați profund, dar în același timp dornici de bârfă, ai grupul, nu știu, pisicarilor netremniciți și grupul celor care preferă, nu știu, ciorba rece. În momentul în care scapă un mesaj politic pe oricare dintre alea, s-ar putea să, sau mai ales dacă este bine targetat pe aceste grupuri, având în vedere topica lor, o să câștigi sau o să ai un interes. Acum, într-adevăr, aurul a făcut treaba asta politic vorbind, dar a avut și a fost cumva dublat și de un foarte bun branding și o acțiune politică în realitate care cât de cât s-a materializat. Adică avea totuși membrii, leadership. Nu a fost chiar un partid născut pe internet, dar a folosit foarte mult internetul. Pe când, de exemplu, USR a fost un partid născut mai degrabă pe internet. Da, și în același timp, cu ajutorul internetului, n-a mai reușit să crească USR-ul. Da, pentru că ce spuneam apoi... Și... Trecând în viața reală și da, în a face politică, nu e mai de gherile, ci... Nu, problema depinde și unde bați. Pentru că tu, de exemplu, dacă îți faci reclamă mai degrabă pe TikTok... Nu targetez doar tineri, targetez o mulțime de oameni care sunt mai degrabă interesați de informații rapide, scurte. Asta se transformă și se traduce automat inclusiv într-o anumită audiență, poate puțin mai precară din punct de vedere al educației. Nu tot timpul, dar poate fi. Adică oameni, și nu fără să arunc cu, cum să spun eu, fără să critic pe cei care stau pe TikTok. Da, suntem la fel de... pregătiți. Exact, așa. Sunt oameni care sunt ocupați, sunt oameni care nu au foarte mult timp să ingereze foarte multe informații sau o postare de Facebook de 3 paragrafe, adică nu e vorba neapărat că nu știu a citi, ca să zic așa, adică nu vreau să fiu măcar pe tema asta. În același timp, acești oameni sunt de peste tot, pentru că TikTok, cum spuneai, sau mă rog, răspândirea internetului este național. Da, Facebook-ul inițial era însă un subiect mai degrabă urban. Deci, USR-ul, de exemplu, dacă vrea să trimite informații, avea susținători, pentru că era și un partid, sau se vedea drept un partid nou-progresist, București, Cluj, Timișoara, Iași. Adică centre urbane mari, preferabil universitare, oameni unde erau tineri care înțelegeau sau se simțeau reprezentați, tocmai pentru că li se vorbea pe Facebook și așa mai departe. Dar asta, sau mă rog, pe Instagram sau în alte medii, dar asta însemna oameni, oricum, în orice mod cert, oameni peste 40 de ani, cumva nemulțumiți de situația de fapt, nemulțumite partidele mari care nu prea îi băgau în seamă pentru că nevotând nu interesa, deci ar putea ei să aibă vreo părere, și care după aia, în mod paradoxal, sau și nici nu și s-au dus foarte mult la vot,
Tocmai pentru că confirmând cumva părerea partidelor mari despre ei. Adică, păi da, a fost boom-ul din 2019, da, da, când efectiv au uimit toată lumea. Da, da, ea n-a fost neapărat legată de... A fost și votul anti-Dragnea și momentul ăla, da, acolo a fost, special. A fost un vot negativ profund, a fost nemulțumirea la adresa, la adresa premierului, la adresa doamnei Dăncilă. Și era Dragnea a făcut bau-bau național. Da, și eu continui să cred și e una dintre, mă rog, teoriile mele de, nu știu să zic, științe politice, a fost discursul la președinția României a Consiliului din partea actualului președinte al Poloniei. Deci, acolo, pentru faptul că om a vorbit în română, a vorbit despre Ducadam, despre cum să apărăm democrația, cum avea el... cum să spun, o dace când era tânăr în Polonia și așa mai departe, în momentul ăla lucrurile, adică chestia asta a creat o putere care după aceea, urmând la foarte scurt timp sau cu puțin timp înainte de alegerile europarlamentare, arestarea lui Dragnea, a explodat într-un val de susținere pentru alternativă. Alternativa nu era foarte mare, că PNL-ul nu prea, nu știu, n-a știut să o folosească. Și atunci s-a dus automat spre USR. Suntem acum în anul 2020. Patru, avem alegeri prezidențiale, că acelea sunt în acest moment cele mai puternice. Am auzit, așa am văzut și eu prin știri, prin televizor. Avem, practic, cinci comunicatori mari. Da. Fiecare, dacă îl asculți doar pe el, e convingător în felul lui. Cred că nu vorbim de cinci comunicatori. Dar da, încercați să fie rotăcios. Okay, deci, da. L-a scos doar pe el, aia zic. Da. Sau ce e convingător pentru ceea ce își propune să spună? Pentru audiența lui, deși marea majoritate sunt mai degrabă slăbiți în partid și unii chiar sub limita procentul partidului, dar totuși se chinuie să strângă voturile necesare ca să ajungă președinte sau măcar în turul 2. Da. Cum putem caracteriza astăzi? Cum poți să caracterizezi tu astăzi joaca de internet, influența internetului de astăzi, 2024, asupra noastră alegătorilor? Acum o săptămână domnul Ciucă a fost la o poză de televiziune, să-mi fie rușine, mi-am făcut niște pași pentru asta într-o formă bună fizică și am aflat a doua zi că am mâncat jerate, că a fost foarte bun ca și calul din poveste și că... Ne referim la acum o săptămână, acum o zi? Acum o săptămână. Acum o săptămână, da, corect, da. Am mai fost și zilele trecute la alte televiziuni, de aceea nu mai știam. Că trebuie să-i oferă toți egal, da. Știu la care emisiune te referi, dar și la ce, emisiune, da. Într-adevăr, lucrurile au fost, din ce țin eu minte, destul de serioase. Acum, nu putem discuta aici despre cum a influențat internetul povestea. Ce vreau să spun eu, cum reușește internetul să spună peste o zi sau două, când tu ai ratat acea emisiune. Să vezi exact, de fapt, să înțelegi ce s-a întâmplat. Să se aducă în feed, ca urmăritor, un eveniment pe care l-ai ratat. E una din treburile, nu știu cum să spun, le vă zicea Harari în cartea lui, prima lui carte, în sensul în care suntem foarte motivați de bârfă. Și atunci rețelele sociale, mai ales într-o zonă cum suntem noi în Balcani, ajută enorm de mult la treaba asta. Pe un grup, pe wall-ul personal, pe cum vrei să-i spui, chiar și între prieteni la bere. Chestiile astea sunt discutate, mai ales în perioada de campanie și într-o campanie care e totuși destul de ternă și de neinteresantă. Adică nu vezi nici măcar candidații certându-se între ei din direct. Își lasă mesaje între ele la diferite televiziuni. Bine, sunt sigur că există și alternative, dar sau nu știu, poate nu le-am văzut eu între ei, o dezbatere între ei direct, dar ideea rămâne că nu poți să, cum să spun, nu poți să duci doar așa. Și atunci de cele mai multe ori mesajele politice sunt maximizate de către internet și de către rețelele sociale, de grupurile de susținători și de pagina oficială care bagă reclama foarte tare în mesajele respective. Cât de tare reușește un politician care până acum a fost foarte departe de tine? Cu ajutorul internetului sau cu ajutorul și televiziunilor să-ți devină mai simpatic când îți vorbește despre bunuța lui, despre nepoțel, despre, da, despre faptul că el știe să cânte sau eventual... Sunt mesaje foarte emoționale. Care încearcă să-l umanizeze, dar... Nu tot timpul reușesc. Marea majoritate a votanților sunt sigur că merg mai degrabă la vot pentru un vot negativ și să nu iasă ăla, să nu iasă aia. Spun sincer, eu nu m-am hotărât cu cine votez. Eu ca da, și cetățean, mai e timp, bereche, da, da.
ziceam ca idee. Faptul că văd unul dintre candidați ieșind cu, adică încercând să devină mai prietenos, mai uman, cu discutând despre fiică, fiu sau, nu știu, petuind un cățel sau mai știu eu ce, da, ok, îl văd că e om, dar știam că e om, că îl vedeam că funcționează și care, na, piele, organe și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că neapărat că are și creier sau capacitatea de a convinge. Aici e o problemă cu candidații din momentul de față, pentru că poate să aibă cea mai bună campanie online posibilă, nu îi va ajuta mai departe de propria lor carismă. Iar atunci, campaniile sunt preferate cele negative, cele care dau în ei sau în alții și spun, ok, nu prea vrei tu să mă votezi pe mine, dar uite la altul în ce hal e, tot la mine te întorci, tot cu mine o să votezi, chiar dacă în silă, chiar dacă e un vot în plus. Deci, practic, putem spune acum că, de fapt, cam tot ce vedem urât, rău despre ei, e foarte bine gândit și prealabil. E gândit în folosul cuiva din cei care nu sunt atacați absolut, în această știre? Absolut. Deci se fac profiluri psihologice care spun, băi, ok, cei care nu votează cu Cutărică, adică cei care îl plac pe Cutărică, sunt într-un anumit fel. Hai să atacăm fix acolo. Este o parte deja stabilită, cum să spun eu, funcțională a campaniilor politice și, Doamne ferește, nu sunt doar în România. Astea sunt... Cred că în America jumate din bugetul de campanie e cel negativ. Noi ne vine foarte greu să mai găsim lucruri care să ne unească, din păcate. Iar rețelele sociale, din cauza felului în care preferă lucrurile care sunt populare sau care au potențial viral, polarizează foarte tare. Deci ai o situație în care tu vrei să te unești sau să ai o părere ca toată lumea, dar nu te lasă pentru că e automat... intri într-o polemică din care nu mai ieși. Eu vin din grid. Ai fost în grid când am botezat pe Mara. Mm-hmm. Inclusiv, și nu doar în grid, inclusiv la cunoștințele din mediul rural, din zona de comune, am auzit, de m-am plictisit în primăvara asta, că primarul a spus pe Facebook nu știu ce, sau cineva și-a permis să-l înjure acolo pe rețea. Deci, în principiu, acolo... Cunoști cam toți votanții, și primarul, și contracandidații, și poți vorbi cu ei direct, personal, strângându-i mâna, și totuși în continuare chiar și acolo văd că se pune un preț foarte mare pe injuria din online. Da. În momentul în care suntem, noi nu înțelegem că ceea ce facem în online are aceeași valoare sau aceeași greutate ca și lucrurile pe care le facem în mod normal. Adică la fel cum aruncăm un gunoi pe stradă în realitate, ar trebui să fim atenți și să nu, sau în felul în care nu facem, ce nu facem în realitate, ar trebui să nu facem nici în online. Dacă nu ne permitem să ne ducem la un candidat și să-l înjurăm în față, atunci nu văd de ce am putea să o facem într-un comentariu. Aceste lucruri fiind spuse, evident, asta e ceva pentru o minoritate fantastic de mică și marea majoritate a oamenilor preferă să se descarce așa pe internet. Ajută și rețelele sociale, mai ales că e mentalitatea de turmă sau, mă rog, de grup, de fapt, în care dacă unul a făcut-o, poate să facă toți. O vedem până și, nu știu, eu întotdeauna am zis că poți să-ți dai seama de societate în funcție de traficul din țara respectivă. Deci dacă vezi o bandă obligatorie la stânga și automat se bagă unul acolo că poate intre el înapoi în dreapta, se bagă înapoi în trafic, o să mai vezi încă 3-4 care fac treaba asta. Cam așa e și cu treaba asta, cu internetul. Deci, vezi că unul l-a înjurat, o să poți să înjuri și tu. Acum, revenind la situația din grid, să zic specific, aici e greșeala noastră. Adică noi care în 2008-2009 eram, 2007 chiar, domne, haideți că uite, sunt eu băiatul, vă fac blog, vă fac site, Facebook, tot ce vreți, vă țin site-ul, vă la, vă nu știu. Toate povestea asta, cumva i-a obișnuit pe politicieni să comunice doar așa. Și atunci, de-aia vezi, am văzut pe Facebook. Nu stau într-o bulă. Da și nu. Atât timp cât încă mai pot convinge oameni să vină la vot, nu stau neapărat într-o bulă. Ceea ce nu pot să spun neapărat că se întâmplă este dialogul onest. Adică totul devine un tăvălug de emoții negative, din care el știe cumva, dacă e polițian destul de bun, știe cum să le folosească și în general direcționează în altă parte, că na, ori e greu amintire, moștenire, ori e opoziția care nu lasă să facă nimic, ori n-are majoritate, ori nu mai știu. Doamne ferește să se ducă la ea să zică, băi, uite, ok, avem amândoi interesul gridului în minte și aici mă refer la ori gridul poate fi oriunde. Orice localitate. Da.
avem amândoi interesul acestui oraș în minte sau unei aceste localități, haide să găsim o soluție. Cum îl vezi tu, cum îl văd eu? Da. Cât timp va exista Facebook, cât timp va exista aceste rețele sociale, cât timp va exista acest algoritm care maximizează emoția, nu vom avea niciun fel de... Adică vom deveni din ce în ce mai atomizați. Și aici, într-adevăr, este și vina mea și vina colegilor mei, a celor care au făcut consultanță în anii 2007, 2008, 2009, care nu s-au gândit la aceste consecințe, din păcate. Suntem în acest an în care toată lumea cumva așa, sau aproape toată lumea liberă își face alegeri. Da. 2,5 ceva miliarde, parcă. Ai văzut în Statele Unite sau în alte părți ale lumii campanii care se ducă și către pozitiv? Au fost câteva. Poți să-mi dai niște exemple? În primul rând, Kamala Harris a avut o campanie care s-a axat mai mult pe pozitiv. Adică, da, abia acum a mers pe negativ în sensul în care Trump nu prea știe de el, e îmbătrânit ca și Joe Biden, are momente de neclaritate, dar de principiu a fost mai degrabă pozitivă, nu pot spune chiar 80-90% pozitivă. A atacat acum pe final pentru că își dă seama că diferența e mai mare decât se aștepta în procent. Nu știu dacă îi va și reuși, mai are 5 zile sau cât e până pe 6. Nu, aia s-a urmă până la urmă. Dar, în rest, pot spune că în România, cel puțin, nu prea am văzut. A încercat, ții minte, la locale Nicușor Dan ceva. Cu acel mulțumesc și așa, dar părerea mea este că mai degrabă a fost interpretat ca fiind o aroganță. Prezentarea planului de țara al domnului Ciolacu, care a fost mai degrabă către plan de guvern decât de plan de președinte. Acolo cum este poate fi ca... Da, acolo este un produs foarte, foarte, foarte bine pus la punct. Adică, fără să am vreo preferință politică în direcția aia, pot spune totuși că pot vedea un produs bine pus la punct politic atunci când... sau pot recunoaște unul atunci când îl văd. Și lansarea, și ideea, și tot ce a fost. De altfel, eu nu cred că sau rar a făcut PSD-ul campanie negativă al cuiva, pentru că știau că sunt pe primul loc. Deci da, tu în momentul care ești împotriva lor. Nu vrei că îi ataci, îi crești. Ce sens are? Dar într-adevăr, apropo de campanii bine puse la punct, cea domnului Ciolacu până acum este printre primele fără nicio tăgadă. Ceilalți contracandidați? Domnul Ciucă a avut acel moment de, să zic, nu știu, renaștere. Am încajerat, da, pe cum ar măsarul exact, din poveste. Da, exact. De altfel, urmărind acea dezbatere, mi s-a părut, să țin minte că am postat pe Facebook că doamna Ciucă președinte. Mm-hmm. Dar și-a revenit un pic și probabil că va crește un pic în sondaje. Doamna Lasconi va merge de acum încolo, cum a mers și atunci săptămâna trecută, cu un mesaj anticorupție, pentru că cam aia a mai rămas. Încearcă să-și reaprindă votanții de 2019? Păi da, pentru că nu prea are alte soluții. Adică i-a fost... I-a încercat să meargă undeva pe un catch-all și nu i-a reușit și să retrage în nișa? Ea a încercat, probabil fiind inspirată cumva, nu cred că de domnul Băsescu, dar de principiu, de stilul acela de populism, să fie bine pentru țară, să fim toți mai bine, un mesaj generațional, aspirațional, dar aspirațional, cum să spun eu, aspiraționalul populist. Nu i-a mers și chiar dacă cred că este bine peste partid, nu știu în ce măsură va reuși să tragă partidul după aceea dacă nu va intra în turul 2. Mai degrabă se va prăbuși. Și mai este domnul Joana, care încă lipa-lipa așa, ba una caldă, una rece, nu-mi pot da seama ce se va întâmpla cu dânsul, dar măcar a confirmat că dacă este lăsat să vorbească, vorbește bine. Dacă este, cum să spun eu, atacat sau pus în vreo situație de asta mai dificilă, omul încearcă să convingă, să vorbească, să găsească o soluție la o problemă, că de fapt este un atac politic și el trebuie să răspundă altfel decât, și nu cred că este neapărat pregătit în sensul ăsta. Domnul Joana
până să înceapă campania, cumva părea de la distanță cel mai prezidențiabil dintre toți. Da, dar... Carieră multă, confirmare NATO... Și doamna Lasconi, dacă îi puneai pe amândoi în niște camere și nu-i mai scoteai până la alegeri, probabil că... Bună vorbă. Cred că pentru dânsul s-a muncit destul de mult în spațiu de comunicare și online și presă. Totuși, încă nu are partid. E România pregătită să ofere, sau ar putea domnul Joana să convingă românii să-i ofere votul cu această oră de independență? Este o situație în care, de exemplu, adică anul independenților, nu știu cum a spus-o chiar dânsul, cred, a fost o sintagmă folosită. Da. Nu cred că va fi chiar cum își dorește dânsul. Sa. Cred că mai degrabă e o situație în care cumva el încearcă să explice sau să justifice lipsa lui de. Campania per total n-a fost una pe care a avut-o, n-a fost una rea. Problema e că, într-adevăr, oamenii, românii merg pe o idee foarte, mă rog, îmi cer scuze că o spun, dar proastă, în sensul în care eu votez cine câștigă, eu vreau să fiu cu câștigătorul, este ca o cursă de cai. Ori, tu ar trebui să votezi cu cine, cu cine crezi, place, cu cine da, nu ce, cu cine, cu ăla care n-are, nu îl votezi pe ăla că n-are șanse. Păi, ba da, votează-l, pentru că nu e vorba că ai să nu șanse, e vorba că n-aia crezi. Dacă tu nu crezi în nimic și vrei doar să votezi ca la cursele de cai, nu înțeleg ce mai contează. Adică ai sau nu ai partid, nu mai are importanță. Îl avem pe domnul Simion. Aș vrea să închei cumva cu el. Da. Domnul Simion, care a fost cumva campionul online-ului, live-urilor. Da. 4 ani de zile ne-a prezentat și suit un autobuz și certat un parlament. Și recent s-a viralizat foarte puternic cu treaba aia cu casa, cu casele de 30.000 de euro. A avut destule, da. Deci cumva parcă el în afara campaniei directe a stăpânit cam cel mai bine internetul. A fost cel mai activ, cel mai viu. Da, se poate accepta faptul că ar fi fost ceva cumva cel mai bine. Nu sunt de acord, dar... Este suficient? Poate să treacă el de publicul care l-a dus în aia 12, 15, 17% cât să devină o variantă? Sau în cazul în care va ajunge în turul 2, îl va și automat președinte pe Ciolacu pentru că nu poate să treacă mai mult? Haideți să vedem turul 2. Argumentul meu este că dezbaterile televizate încă mai contează. Internetul maximizează, dar nu te bagă în... Adică, ok, te bagă în Parlament, dar intrat în Parlament, dacă știi ce faci, nu e neapărat o miză. O poți face. Internetul, dacă nu e vreo gafă fantastică din partea vreunei dintre candidați, nu te mobilizează, nu mobilizează la vot pe nimeni. Adică trebuie să o faci ca să existi pe scenă, pe radar, pe ce vrei tu, dar mai departe dată nu e cazul. Într-adevăr... Eventual un moment emoțional. Da, exact. Deci emoțional, pozitiv sau negativ, dar în orice caz, sau o mizerie găsită, o dezvăluire incredibilă despre unul dintre candidați. Care până acum au cam lipsit. Au cam lipsit, dar moment, că suntem în săptămâna care trebuie, să zic așa. Mă refer și în istorie. În istorie, da. Cu cât internetul te crește, te coboară, dar nu este decisiv. Cel puțin în România, mai ales, ok, în orașe contează. Poate orașul respectiv, poate Bucureștiul, dacă vine, iese la vot masiv, fiind 10% din bazinul electoral să conteze, absolut. Dar nimeni nu votează, 10% din bazinul electoral nu votează toți cu un singur om. Adică, într-un calcul mai mare în care ai toate județele, toate calculele făcute și așa mai departe, inclusiv la parlamentare, s-ar putea să vedem mai degrabă ceea ce lucrurile cu care eram obișnuiți. Cu câteva mici excepții. Structura, organizația și... Da, și munca din casă în casă, nu este din calculator în calculator. Asta e. Despre asta vorbim. Nu putem să ne gândim că în momentul ultimele în care... 15 secunde. Nu sun la ușa omului, nu sun la calculatorul omului, nu-i dai un mesaj mai departe de asta, sun la ușa și vorbești cu el direct. Mihnea Dumitru, îți mulțumesc frumos. Stimați spectatori, azi am analizat alături de Mihnea Dumitru importanța internetului în cadrul unei campanii și sper că ne-a lămurit cu câteva dintre întrebările pe care le-am pus. La revedere!